Seria deplasărilor electorale pe străzile orașului Giurgiu a candidatului USL Nicolae Florian a continuat joi după amiază în cartierul Miron Niculescu și aici giurgiuvenii s-au arătat interesați de proiectele care vizează dezvoltarea municipiului cuprinse în platforma program a candidatului. Trebuie să votați după părerea mea USL-ul. Și dacă asta e schimbarea, asta am vorbit. Da? Asta e schimbarea. Cei doi candidați ai noștri sunt reprezentanți ai Uniunii Social-Liberale, care în cele mai bine de două săptămâni de când suntem în campania electorală la nivelul municipiului Giurgiu, suntem împreună, facem o campanie curată, frumoasă, prin care încercăm să vă convingem pe dumneavoastră, cetățenii ai orașului Giurgiu, să votați pe 9 decembrie candidații Uniunii Social-Liberale. Nicolae Florian le-a cerut giurgiuvenilor să se prezinte în număr cât mai mare la vot pe 9 decembrie, pentru că numai așa schimbarea poate fi făcută până la capăt. Acesta consideră că prezența sa în Parlamentul României poate contribui serios la dezvoltarea economică a orașului prin crearea de locuri de muncă și prin atragerea fondurilor europene.